Peluza din spatele porții lui Manta este jumătate goală, în schimb cealaltă peluză este aproape plină. Instalația de nocturnă a acestui stadion este considerată cea mai bună instalație de nocturnă din Belgia. Rora. Un șir de fente, o centrare, capa lui Pucal, gol! Sara lungă. Sigur, Vinson. Rora. Hand comis de Deselnicu. Hand, într-adevăr, Deselnicu se afla în careu. Minutul 19 al reprizei a doua. Lovitură de la 11 metri în favoarea lui Standard Liege. Va executa Pucal, care în ultimul meci de campionat contra lui Beveren a ratat o astfel de lovitură de pedeapsă. Manta în poarta echipei noastre. Pucal trage de obicei în stânga portarului. Și Manta știe lucrul ăsta. Atenție la această lovitură. Acum 3 zile, Pucal a ratat o lovitură de la 11 metri. Va trage tot în stânga, oare?